Salut! Vă propun astăzi să deschidem din cutie telefonul Oldview P3 Oldro. Este un telefon dual SIM cu ecran de 4.1 inch. Observați cutia telefonului, informații pe spate. Are 4.1 inch, rezoluție 480x800 pixeli. Are o cameră de 8 megapixeli, 512 mega de RAM și ROM. Baterie de 1900 mAh. Rulează sistemul de operare Android 2.3, vine cu conectivitate 3G, Wi-Fi. Dar mai multe detalii vor veni în recenzie. Acum îl scoatem decât din cutie și vedem ce conține pachetul telefonului. Telefonul protejat și cu o folie de plastic deasupra. Observați, la baza ecranului sunt 4 butoane capacitive. Pe spate arată destul de bine, dar aici se vor aduna repede amprentele. Camera de 1 megapixel cu un LED flash generos. Hai să vedem ce mai găsim în pachet pe lângă telefon. Avem certificatul de garanție, manual de instrucțiuni, un manual micuț, informații de bază despre telefon. Vine cu cablu pentru conectarea la calculator, micro USB, USB 2.0. Vine cu căști simple, negre, pe jack de 3,5 mm. Observați. Găsim încărcătorul telefonului, care merge în tandem cu cablul. Și bineînțeles, se adaugă bateria, foarte, mi se pare o baterie destul de mare, 1900 mAh. Observați? Am mai întâlnit ceva similar la un telefon Motorola, Motorola Atrix. Hai să-i punem bateria. Are un lăcaș de unde se pornește desfacerea capacului. Un punct pozitiv. Observați cele două cartele SIM. Slotul pentru cardul, două cartele SIM și slotul pentru cardul microSD de până la 32 de giga. Hai să-i punem bateria. Și capacul din plastic. Îi îndepărtăm folia de protecție. Să-l pornim. Este încastrată foarte bine aici. Mă refer la folia de protecție. Observați, rulează Android 2.3. Se mișcă bine prin meniu, mă rog, e abia pentru prima dată pornit. Mai multe detalii vor veni într-o recenzie pe gadget.ro. Vă mulțumesc!